Salvete fortes milites, calde salutări bravi soldați ai legiunilor imperiale, nobili și fără de egal în virtuți cu adevărat. Începem direct cu întrebarea episodului anterior. Cine este ofițerul, questorul care a ajuns data trecută în tabăra lui Marius cu unități de cavalerie? Iar cine a răspuns? Lucius Cornelius Sulla a răspuns corect. Din nou țin să menționez pentru cei abia veniți pe acest canal că eu folosesc pronunția latinei clasice, deși sunt dispus să ofer și varianta latinei vulgare acolo unde este cazul. De exemplu, Lucius este Lucius în latina vulgară și implicit în română. Marius punea tot mai multă presiune pe Iugurta și așa cum i-a spus și marele general Scipio Aemilianus, Scipio Aemilianus, după asediul Numantiei regelui corupt, căderea unui om se află în propriul său aur. În curând, Iugurta avea să plătească pentru toată corupția și descompunerea morală de care a dat dovadă, iar legiunile Romei aveau să triumfe încă o dată. Sunt imperator și am ajuns la ultimul episod din miniseria despre războiul iugurtin. Când Iugurta a aflat de pierderea Capsei, intră în panică și îi cere regelui Maur Bocchus să intre cu armata sa în Numidia. Regele Maur ezită, iar atunci numidianul recurge din nou la tactica sa veche, îi mituiește pe cei apropiați lui Bocchus și apoi îi promite regelui vecin a treia parte din Numidia, dacă romanii aveau să fie alungați fără pierderea propriului său teritoriu. Bocchus, măgulit de promisiune, acceptă și atunci cei doi decid să-i atace pe romani atunci când se întorceau în tabăra lor de iarnă la granița dintre seară și întuneric, căci numidienii cunoșteau bine terenul, iar romanii ar fi intrat în panică. Iscoadele romane află totul și se întorc la Marius, dar în timp ce dădeau raportul, vin călăreții și chiar și în mod dezorganizat erau arhisuficienți ca să bage spaima în romani. Chiar și așa, Marius avea suficienți veterani în rânduri ca să reacționeze. Unii cavaleriști reușesc să încalece și să contraatace, iar legionarii se înarmează și formează cercuri defensive, cea mai bună tactică în aceste condiții. Apoi bătălia s-a purtat de-a dreptul haotic, semănând mai mult cu o horă la nuntă, în care toți nuntașii joacă în ritmuri diferite, însă liniile se stabilizează într-un final. Marius, arătându-se plin de bravură în luptă, își ia garda sa personală de cavalerie grea și ajută formațiile acolo unde era nevoie, uneori comunicând ordinele sale prin limbajul semnelor, fiindcă nimeni nu putea auzi ordine verbale. Numai că pe măsură ce întunericul se lăsa, atacurile numidomaurilor se întețeau, așa că Marius vine cu o idee splendidă. Capturează două dealuri în spatele său, unul avea un izvor, iar celălalt era foarte abrupt și nu avea nevoie de cine știe ce fortificații. Sulla este trimis să păzească dealul cu izvorul, iar apoi, în mod organizat, Marius își retrage oamenii spre dealuri. Iugurta, văzând asta, își scoate trupele din confruntare, însă înconjoară dealurile. Pare să că se pregătea de un asediu, numai că în loc să facă numidomaurii ceea ce făceau romanii, adică să fortifice zona cu o circumvelație sau șanțuri, se pun pe băut și pe dansat, iar cântecele de pahar se puteau auzi până la poziția romană. Marius zâmbea. Lipsa de disciplină a inamicului avea să fie un avantaj nesperat. Marius, văzând răsăritul soarelui și văzând și mahmurea la zdravăna inamicilor, ordona atacul, iar toți cornicenii să sufle simultan în instrumente. Miile de legionari se repet la deal în jos, iar inamicii sunt treziți, sunt năuciți de tot zgomotul. Nu au putere nici măcar de a se înarma. Legionarii se năpustesc asupra numidienilor și o panică generală începe. Salustius spune că mai mulți au fost uciși atunci decât în restul campaniei. Scăpat și de acest pericol, Marius avansează spre tabăra de iarnă de pe coastă pentru a primi provizii și din precauție mărșăluia doar în formații de pătrat defensiv.
În a patra zi de marș, vinii scoadele la Marius și îi spun că orașul Sirta se vedea la orizont, dar se putea vedea și armata inamică a lui Iugurta. Chestia este că atât cercetașii dinspre vest, cât și cei dinspre est, nord și sud, raportau prezență inamică, așa că Marius își dă seama de tactica lui Iugurta. Își împărțise armata în patru și dacă ataca o secțiune, măcar alta putea să cadă în spatele pozițiilor romanilor. Așa că Marius face lucrul cel mai inteligent. Ordonă fortificarea poziției. Sulla, care comanda flancul drept, face primul contact cu inamicul și conduce acțiuni de cavalerie în timp ce infanteria sa ținea linia. În acest timp, trupele lui Bohus atacă spatele romanilor. Vedeți voi, Marius o luase puțin în față ca să ajute avangarda, iar atunci când Iugurta vine către corpul principal, ridică o sabie însângerată în aer și urlă în latină că Marius era mort. În momentul acesta, legionarii cad în deznădejde, însă Lucius Cornelius Sulla nu avea să muște momeala și, învingându-și oponenții de pe flancul drept, atacă flancul lui Bohus, punându-i pe mauri pe fugă. Apoi Sulla își ia cavaleria și îi atacă pe numidieni pe ambele flancuri, stârnind panică și aproape înconjoară efectivele inamice. Iugurta abia dacă reușește să scape de unul singur, iar atunci când apare și Marius, legionarii se bucură. Era clar că Iugurta jucase la cacialma, iar numidienii știau că erau învinși. După această victorie uluitoare, Marius își reorganizează soldații și continuă marșul spre Sirta, iar pe drum îi ies trimiși lui Bohus. Regele Maur cerea doi ofițeri romani ca să poarte negocieri, iar Marius îi trimite pe Sulla și pe Aulus Manlius. Deși Sulla, prin talentul său oratoric, reușește inițial să-l convingă pe Bohus să cadă la pace, cei corupți de Iugurta au din nou influență mai mare și războiul pare să că avea să continue. Totuși, Bohus își mai schimbă odată modul de gândire și trimite emisari mai întâi la Marius și apoi aceștia să se ducă la Roma. În tabără sunt primiți de Sulla, căci Marius asedia o fortăreață apărată de dezertori, iar Sulla este de acord cu propunerile de pace. Când Marius a terminat asediul, s-a întâlnit și cu ei și a fost de acord ca de la Utica emisarii să plece la Roma, iar la Roma se ajunge la pace între mauri și romani, în inima senatului. Marius, auzind asta, hotărăște să-l trimită pe Sulla în tabăra lui Bohus, căci planul era ca Bohus să-l predea pe Iugurta și să încheie astfel războiul. Pe drum, Sulla a fost înconjurat de un grup de călăreți mauri și, deși exista pericolul real să fie atacat atât de mauri cât și de oamenii lui Iugurta care erau în zonă, Sulla ajunge în tabăra lui Bohus fără probleme prea mari. Lângă Bohus se afla și un trimis de-a lui Iugurta, dar și un simpatizant al romanilor, așa că totul era un mare risc. Ori Bohus avea să-l predea pe Sulla lui Iugurta, ori invers. În acel moment, totul depindea de regele Maur. Bohus și Sulla se înțeleg să vorbească puțin față de spionul Iugurta și să țină adevărata conferință în secret, ceea ce și se întâmplă. Bohus vrea pace și îi spune lui Sulla că nu-l va ajuta pe Iugurta, însă ofițerul roman îi răspunde că nu ajungea, că romanii deja se dovediseră superiori din punct de vedere militar și că singura variantă de a-și spăla agresiunea față de Roma era să-l predea pe Iugurta. Bohus acceptă și, ca să-l momească pe Iugurta, anunță o conferință finală de pace. Însă înainte de conferință, cu doar o singură zi, Bohus organizează o ambuscadă, iar oamenii lui Iugurta, nefiind înarmați, sunt masacrați. Iugurta este aruncat în lanțuri și predat lui Sulla, iar acesta se duce țintă la Marius cu captivul. În acea vreme, în anul 106 înainte de Hristos, când se termină și acest război cu victoria lui Marius și implicit victoria Romei, Roma avea o mare problemă. Cimbrii și teutonii, triburi germanice deosebite în arta războiului, care duceau un conflict mare cu romanii, iar frontiera nordică era în pericol grav,
dar bucuria capturării lui Iugurta a fost atât de mare încât Marius a fost numit consul in absentia, în absență, și i s-a acordat guvernarea Galiei Transalpine, Gallia Narbonensis. Bocchus, ca prieten al Romei, a anexat partea vestică a Numidiei, iar peste 2 ani, după ce a stat în închisoarea Mamertină din Roma, Iugurta este purtat în triumf de către Marius și apoi executat. Totuși, reformatorul armatei romane nu avea timp de aruncat în vânt, căci germanicii se apropiau, dar războiul cimbrian este o altă poveste. Bravi soldați ai legiunilor, până și imperator are nevoie de un concediu, de o mică pauză, stați liniștiți, vinerea se postează, însă oboseala iar se simte și vom avea o pauză în mega seria Roma Invicta pentru 2 sau 3 săptămâni. M-am uitat și în calendar și revenim cu episoadele despre împărați în 29 octombrie, ceea ce în realitate ne lasă foarte puțin timp rămas. Nu cred că vom apuca o miniserie despre Marius vs. Sulla, însă nu puteam intra în acest subiect fără să povestim despre acest capitol din povestea comună a lor, fără să povestim despre reformele mariene, iar războiul cimbrian este o altă etapă care a dus la conflictul care a mai bătut încă un cui în sarcofagul Republicii Romane. Așa că data viitoare, posibil în 2-3 săptămâni, ne vedem cu aprigii războinici germanici în confruntările cu legiunile Romei. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!